6 7 8 9 10 11 12. Gata, trecuși ziua de azi. I-am salutat Neaspirache. Bună, Codică. Dacă vrei să-mi dai o planetă drăguță, mie să-mi dai una de funcționar la primărie, cu leafă mică și familie mare. Bine, nene Spirachi. Pui-o două planete de viitor. Ia despre-o să vedem ce-ți dă. Ha, ha, ăsta-s eu. Ia mai dăm și pentru ceilalți. Soacră mea, Chireachița, prevăzută de ea însă și în actul total. Dacia, nevastă mea, veșnic nemulțumită, își trăiește viața visând la altă viață. Gena, fiica mea din prima căsă, singura care mă înțelege. Traian, fiul cel mare, a ajuns să adune până la 20 de ani 3 clase de liceu. Sarmise Getuza, fata cea mai mică, supranumită prințesa familiei. Decebal, Prâslea, calcă pe urmele lui frate să de parcă ar fi rude.
asasinezi, mă. Ce? S-a izbrăvit pământul pentru miza? Ar să izbrăvi. Auză, să mă mute pe mine în Giurgiu. În 24 de... În 24 de... Și cine, mă, Don Tata, că e colonel cu stea? Melia, Melima... Așa zice că el e boier, e călăreț, Tuliman, fe, una alta, tot. Și că fata e săracă, ca o lipie rece. Și n-are ce căuta în neamul lor. Ghe! Viorică, mai adu rând de pahare la domn locotenent. Marsul dimineții! Tale erai, dar ce până la ora asta? Veste bună de-a fanfor, am un murtuleț. Și te pomenești cu o fiș de clasa întâi, că de mult n-am mai picat nicio bucată de-asta. Mor numai sărăciile. Uite, un bilețel de la șef. A, de la șef. Omul dumitale, neagodică. Adică nu fii civil. Atunci pe lume ce-mi face? Vai de mama lui. Atunci pe lume ce-mi face? Vai de mama lui. Drum bun, Gigi. Și curaj, mă. Și fără lacrimi nație. S-a dus. S-a dus. Să-l mai
domniță, preferați locul de la fereastră? Nu, mulțumesc, oriunde sunt la locul meu. Atunci permiteți-mi să mă prezint. Locotenent Gigi Stamatescu din cavalerie. Olga. Enchanté. Olga și mai cum? Olga și atât. Ce picioruș. Danseză? Nu, chanteză. La sani segetuza, stă mândru de cebal și am frân popoare multe, popoare multe. De jos? Și de jos și de pe cap. Sami Segetuzo, apleacă-te, maică, și dă valetele la de jos. Mamă mare, te-am rugat 100.000 de ori până acum să nu mai îmi spui Sami Segetuza. Zi-mi miza, cum îmi zice toată lumea. Poftim. Puteai să te deranjezi, prințeso, că nu ți se deteriora silueta. Mitocan! Cum scolo, miza? Miza, Liza, astea-s nume de iepe, nu de fete de oameni, cum se cade. Noi parcă am fi familie de împărat roman, nu de funcționar la primărie. Sarmi Segetuza, mama Dacia, Mandea, Traian. Licheaua asta, de ceva. Pentru dumneata nu mai mi-ai ajuns, tată. Dumnealui Zărabde. Cine vrea să bea cafea, să cumpere. Ce te uiți așa ca găina lemne? Dacă știai că nu poți să-ți ții casa, nu trebuia să te însori a doua oară. Și să mai faci și 3 copii. Și cum ne-ai din prima căsătorie, 4. 4 copii, ca e puroaicele. Dacă așa a vrut Dumnezeu. E, aș. Dumnezeu spune să faci copii, dar nu spune câți. Asta rămâne la filotimia omului. Ce zici, maică, de Gigi al nostru, cum a plecat Val Vârteș? Cum a plecat? Ce vorba e asta? Aseară cu acceleratul. Uite, abia a avut timp să-ți lase scrisoarea asta. Știi? Și nici pentru data trecută v-ați întâlnit aici, nu mi-a plătit. Și mai pretindea că mă iubește. Lașul. Asă, maică, nu-ți strica ochișorii aia frumos. Ce, s-a prăpădit lumea pentru o pereche de pinte? Nasturi, automații, automații, nasturi, nu mai trebuie ac, nu mai trebuie ață, nu mai trebuie nevastă, nasturi, nasturi. Umpli cu hârtie, vă rog. Automații, nasturi, automații, nu mai trebuie ac, nu mai trebuie ață, nu mai trebuie nevastă, nasturi, nasturi. Nesturi, 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 automații, nesturi, nesturi, automații, nu mai trebuie ac, nu mai trebuie nevastă, nu mai trebuie ață, nesturi, nesturi, automații, nesturi, nesturi, automații, nu mai trebuie ac, nu mai trebuie ață, nu mai trebuie nevastă, nesturi, 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 nesturi. Bună ziua, domnule Din. Bună ziua, Dudegena. O recomandată, te rog. Nu vreau să te deranjez. Probabil că citești un roman foarte interesant. Nu, nu, e un curs. La toamnă îmi dau licență. Ah, știți că cele 3 recomandate pe care le-ați trimis săptămâna asta au sosit înapoi, adresantul fiind necunoscut. Probabil că s-o fi mutat. Da, probabil. Nu mai trebuie ac, nu mai trebuie ață, nu mai trebuie nevastă. Nesturi, nesturi, automații, nesturi. N-am mai văzut-o de mult pe domnișoara Miza. Nu mai trebuie ac, nu mai trebuie ață, nu mai trebuie nevastă.
Atunci? Da. La revedere, domnule Din. Cunoști biletul ăsta, Necșulescule? Da, domnule primar, eu l-am scris. Și cum ți-ai permis dumneata un subaltern al meu să dai dricu primăriei din remiza mea? Remiza nu e a dumneavoastră, e a primăriei, domnule primar. Și primăria cui e? Nu e a mea? Mi s-a spus că e vorba de un mort care trebuie să fie dus la gară. Și dumneata știi cine ne-a făcut batjocura asta? Am auzit în oraș. Fiul dumnealor. Cu ajutorul dumitare. Și știi cum se numește asta, Necșulescule? Glume proaste, domnule primar. Nu! Abuz de putere, domnule Necșulescule. Vorbește, ticule. Nu sta ca la paradă când îți dă soarele în ochi. Și ultragiu, domnule Necșulescu? Ultragiu? Da, ultragiu cu dric la adresa mea ca părinte al copilului și tată al garnizoanei. E caz de demisie, Necșulescule. Ijavar! Și spune să aducă și trei cafele. Ce bagaj pe furiș în buzunar? Banii de ziar. Uite, leafa, dragă. Nu știu cum s-o mai întind. Fă și tu politică. Văd că jurnalele le tot ce ești de nu mai poți să fac omul nimic cu ele. Ți-am spus eu, singura nădejde e la frate Tutachi. Când mă gândesc că o să moșenim într-o zi atâtea milioane, îmi vine amețeală. Dar ce gust fisticiu să se ducă să se plimbe la Constantinopol. Dar poate o avea Dumnezeu milă și de voi și l-o lua vreun curent pe vapor. În Marea de e umedă că-i de apă și trage din toate părțile că-i deschisă vraiște. Valsul ăsta se cânta pe vapor când s-a ciocnit Titanicul cu ghețare. Ăla zic și eu naufragi. Splendidă catastrofă. Ascultă, Geno, pe Marea Neagră sunt ghețari? De ce, mamă mare? Mă gândesc și eu ca omul cu prevedere. Cum dracu-ți mai vine să umbli cu pleașca asta pe cap? Dă-mi să-ți o scutur puțin, tata. Las fecuțele, că nu mă alege nimeni. La bună vedere. Hai la tata să vă dea țigări, că voi nici nu știți că luna asta o să vă apucați de fumat din tainul meu de tutun. Wilhelm Tell. Thank you.
Acest trebine de spirachii, elegant, modern, fiind durabil și de pomană. De pomană chiar nu fie. Borsalinul, firul întâi, fetru veritabil, o porță, o viață. 400 de lei, nu-i de mine. Nu vorbi până ce nu vezi cum îți vine. Turnat. S-o por sănătos, ce mai turavura? Pe asta se-o trimit eu acasă. Operați-mi și o scădere la impozitul pentru camerele cu noapte. Mic, la întâi te execuți. Ce dracu, doar nu o să sărăcească statul. Depinde de majorul. Hai că mă grăbesc. Cu respect, domn avocat. Cum merge, Tănăsescule? Ce-ac pac, domn avocat? Ei, dar ce văd? Te-ai înnoit spirache. Ești bun de 500 de lei spirache. Cât ai dat pe ea? 400 de lei. Cât? Păi de la cine ai luat-o? De la Stângulescu, că mă cunoaște de 20 de ani. Te-a păcălit. Hai cu mine la Măgeanu și ți-arăt una la fel cu 300 de lei. Să lumine! Acum, gata, m-am păcălit, m-am păcălit. Auzi, toacă de pe lin la schid. Cum adică toacă de pe lin? A, păi știi, nu urmă cu politica mea, Spirache. De câte ori aduce Naie de Granda câte o butie de pe lin de la Drăgășan, vărsă o călugărul de la schid, bate toaca de pe lin la 12 fix. Ia auzi, toacă popa sus la schid. Ia auzi, 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 că pe linul la sosi. Ia auzi, 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 auzi. Trebuie să o uzi, nea Spirache, că altfel putrezește panglica, să știi. Păi da, sigur. Hai mă, soșul, dacă ziceți voi. Săruna, tainul de la jupân. Apric peren, da demonului de bun. A zis jupânul, părinte, să mai bași și mâine toaca, că mai avem din el. Bine, taică, bine, pe lin să fie, că toacă berechet. Una cu trei lași, iată, pus-o frică. Brânza și tuțele noastre. Păi uite, bine, bine. Hai, noroc. Băi, uite. Bine, bine. Te pus o țuică. Să poți sănătos și pe față și pe dos, nea Spirache. Mulțumesc, drăguță, mulțumesc. Salut, domnul colonel. Vă salut, domnul colonel. Vă salut, domnule colonel. Încă o dată repetiri gustările care au fost și 2 kg de felin. Da, imediat. Ascultă, mai dă-ne și nouă o jumătățică. Gata, e ora 2 și nu se mai servește felinea, Spirache. Mâine la toac. Dar pe alții de ce-i servești? Pe care alții, domnule Nicșulescu?
Pe dumneavoastră, domnule colonel, de ce pe dumneavoastră să vă servească și pe mine nu? Nu e drept. De ce? Pentru că eu sunt eu și tu ești tu. Ai înțeles? Nu. Dar ce fără muzică, nu-mi mergi farfurile? Nu știam că te doare capul. Cântă Leonard. Poate să cânte și Leonardo da Vinci. Bună seara. Bună seara. Bună seara, tată. Dar ce are? Nu știu, o doare capul. Să por sănătos. Îți place? E foarte frumoasă. Cât ai dat pe ea? 300 de lei, dar face 400. Enorm! E enorm ca să scap de gura voastră. De la cine ai luat-o? De la Măgean. Miza, și-a luat tata pălărie. Cam demodată. Dar oricum tot are fason de pălărie. Și cât ai dat pe ea? 200 de lei. Am găsit o ocazie. Ce ocazie? Și-a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat? De la Stănculescu. Păi sigur dacă te duseai de la Stănculescu. Singurul pălărier ieftin e Măceanu. Bine că a dat Dumnezeu să-ți iei pălărie. Și să știi că putea să-ți vie și mai prost. Hei, îmi pare bine că-ți place. Cât ai dat pe ea? 100 de lei. Adevărată pomană, dragă. Ea asta e, dar nu-i pomană deloc, e chiar foarte scumpă. De la cine ai luat-o? Păi, de la Măgeanu, că el vinde cel mai ieftin. Da, de unde? Măgeanu e un speculant ordinar, trebuia să o iei de la Stănculescu. Păi, acum, pentru un pol, doi... Sigur că noi avem fabrică de bani. Mamă, ia uite-te la Spirache, și-a luat pălărie nouă. E prăzulie sau mi se pare mie? Culoarea ouăle de rață. Cum îți place dumneavoastră, mamă, să o acrezi? Cum îți vine un bătrân cu o casă de copii să umbli cu ouă de rață în cap? Asta e pălărie de crai, nu de familist. Și câte ai dat pe aia? Gratis, mamă, soacă, gratis. Mi-a dat un coleg de la fratisul care a murit săptămâna trecută. Tu, bată-te, Dumnezeu, Doamne, iartă-mă! Trebuie să fii tu ca să-ți închipă că eu o să-ți permit să umbli cu pălărie de mort. Să nu te prind cu ea în cap, că te dau afară din casă. Degebal, ți-ai făcut lecțiile? Da, da, mai am nițel la zoologie. Hai să facem lecțiile, că pe urmă am treabă. Ce ai mâine? Mâine am... Uf, am un pure care mă mănâncă de mă omoară. Și păi mâine n-am nimic, că e duminică. Și luni? Luni avem tot problemele alea pe care le-am mai avut. Decebal, du-te și deschide lui domnul Dinu. Are clotul stricat din cauza lui Traian, care vine noaptea târziu și deschide cu cuiu. Sărmâna, vă deranjez? Deloc. Traian e acasă? Nu, a ieșit în oraș. De mult poate pot ajunge? Imposibil, a plecat de un ceas. Ha, auzi că de un ceas. N-a plecat nici de 5 minute. Hai, îți dau voie să te duci la joacă. Ce spui, Franț? Și lecțiile când mi le fac? Dacă rămân repetent și anul ăsta, să știi că tu răspunzi. Ia loc, domnule Dinu. Așa. Da. Dar nici domnișoara Miza nu e acasă? Nu, a plecat în oraș. Iartă-mă, te rog, până îți fac o cafeluță. Nu, nu vă mai deranjați, că peste 10 minute trebuie să fiu negreșit undeva.
știți? Nu merge poarta din cauza lui Traian, care vine noaptea stricat și deschide cloțul cu cuiul. Extraordinar, tocmai la tine mă gândeam, Dinule. La mine? Da, mi se pare că tocmai vrei să pleci. Eu nu, nici când, unde nu? Atunci stai jos. Da. Dinule, trebuie să vorbim sincer și deschis. Da, Dudu Emiza. Te rog să-mi răspund sincer. Da, Dudu Emiza. Pentru ce ai venit azi la noi? Ca să-l văd pe Traian. Numai pentru asta? Vrei să-ți spun eu? Da, Dudu Emiza. Ai venit să mă vezi pe mine. Știu că mă iubești. Ești o zână, Dudu Emiza. Da, dar o zână care nu vrea să rămână nemaritată, fiindcă fost frumos e timid și nu îndrăznește să-i ceară mâna. Cum? Adică, dumneata consimți să... Doamne, tutuie, Miza! Vii la părinții mei să-mi ceri oficial tutuie mâna. Eu ți-o acord de pe acum. Tutuie! Mutulică! Pe curând, Dudu Emiza! Pe curând! Ce vor spune cetățenii? Pe mâna cui a încăput mortul lor? Pe mâna unui filfison cu pălărie de dandy pe cap? De ce tași, Necșulescule? Ce exemplu pot lua cetățenii de la dumneata? Dar copiii, generația de mâine a țării, viitorul neamului. Cum îți închipui, Necșulescule, că eu voi tolera ca în instituția mea un funcționar al meu să ultrageze bunul simț și să sfideze morala? De ce taci, Necșulescule? Nu ești demn de un asemenea post de elită. Am să te mut la Hinghieri. Ești avar! Și o cafea cu caimac? Nenorocitul ăsta de Dinu. De ce nenorocit? Fiindcă îl iau de bărbat. Glumești? Deloc. Mâine seară vine să mă ceară. Adevărat? Vrei să te măriți cu Dinu? Sunt silită. La cine te poate sili să te măriți cu un om pe care nu-l iubești? Cine? Soarta. Trebuie să mă mărit repede. Repede de tot, până nu e prea târziu. Acum ai înțeles? Sper că peste 6 luni să vă tratez cu un nepot. Ce fericire o să fie în familie. Ce să spună tata? Oraș. E un loc cu Tomaș umor. Am găsit o pedeapsă mult mai grea. M-am mărit cu Dinu. Și copilul? Va fi al lui. Nu n-ai să faci asta. Cine mă poate împiedica? Eu. Tu? Tu nu înțelegi că-l iubesc. Ei și? Tu te gândești numai la tine. Dar eu? Eu ce vrei să ajung? Să fac un copil, nu? Fată mare cu copil mic, asta vrei să ajung. Nu, ți-au eu copilul. Fleacuri. Mama copilului e cea care îl naște, nu cea care îl crește. Pentru toată lumea îl nasc eu. Ce, ești tralala? Vorbesc foarte serios. Plecăm undeva la țară. Pamitică. Nu se sparge, nu se stică. Doriți. Pamitică. A venit trenul de la București, că vin trăsurile de la gare. Cuintele. Pamitică. Pamitică. Nu se sparge, nu se strică.
cata strâmbă pe Marea Neagră. Universul speciala. Universul speciala. Speciala. Păi, dăm și speciala. Catastrofa de pe Marea Neagră. Speciala. Speciala. Op fix. Dă muzica militară marșul la grădina publică. Vezi că muzica militară a cântat înainte? Nu există. Pendula merge în urmă. Ura! Veste bună! S-a nechit un ghiurtache. Catastrofa de pe Marea Neagră! Vorbești prostii, măi băieți! Uite-te, e al 13-lea, a trecut pe lista morților! Tache Ghenicșulescu! Vaporul Trace a plecat în cursă regulată spre Constantinopol, fiind surprins de o groaznică furtună, a naufragiat la orele 2:30. Dumnezeu să-l ierte! Cărțile mele nu mint niciodată. Dumnezeu să-l ierte. Liniștește-te, tată. Poate și pălăria lui de mort să fi fost un semn. Da. Mă duc până la prefectură să mă interesez. Poate că trebuie să mă duc acolo să-l aduc. E, asta e. Cum o să-l aduci din fundul mării? Mai bine du-te și vezi dacă mai e deschis la Stănculescu sau la Măgeanu să-ți iei o pălărie tare. Acum ești în doliu, ești și tu cineva și n-o să umbli mâine pe stradă cu pleașca asta în cap. Acum o să avem bani destui și o să plecăm să naști în străinătate. Norocul tău să vezi Parisul. Mamă, pentru cumnat se pune doliu mare. Depinde de cumnat. Dar tu pui că merită. 50 de milionași moștenire de colea sunt. Ze mi-au făcut, frate, tot aiche neaspirache. Ce zici? Ce nenorociri? Auzi să se îngroape fără drig prin mări străine. Și mai făcea pe patriotul. E, să-i fie apa ușoară. Pe atât are un buchet de flori în mână. I-a spus să aștepte în grădină. Spune că nu suntem acasă. Nu se face să-l lasă plece așa. Primește-l tu atunci, că tot e... Și ce să-i spun? Spune-i ce poftești. Nu mă mai interesează. Profund îndurerat. Iubiți cetățeni,
ne-am adunat azi, aici, pentru a inaugura acest nou și prețios dar oferit orașului nostru de către distinsul și iubitul nostru concetățean și filantrop, domnul Spiridon Necșulescu. Acest barometru, adus cu mari sacrificii din străinătate, va fi de azi înainte una din mândriile și perlele scumpei noastre urbe și-a întregii țări. Să trăiască! Ura! Vezi ideea mea? Acum ești și tu cineva? Și acum să rugăm pe generosul donator să prezinte darul. Poftiți, poftiți! Nu, nu, nu eu. Vă rog, faceți-ne cinste. Spirache, te faci din râs, te rog. Râde lumea, domnule. Mișcă! Poftiți. Dar putea să puneți o panglică mai a cătării, ce naiba. Poftiți. Domnilor, vă rog frumos, duceți-vă dracului mai încolo. Picură! Ce picură? Și nu vrei să ne asculți. Adică să intru în politică. Că? Tu ai și tu o ocupație productivă. Eu n-am mâna destul de lungă ca să fac bani prin politică. Sigur, tu ești filozof. Cine mai e ca tine? Nu sunt niciun filozof, dar nimeni nu m-a înțeles niciodată în familia mea. Afară de cineva care, din păcate, trebuie să stea departe de mine. Firește, fita! Păi da, ea m-a înțeles întotdeauna. Taci-o, ia sună mama. Uite, vezi, puișorul, mami scump, aici, în hotelul ăsta mare, pe Bulevard des Italiens la Paris, mi te-a adus, doamne, doamne mie, ce erai mic și dulce și adorățel. Uite, și aici e prima ta plimbărică pe care ai făcut-o cu mămica ta în Jardin de Luxemburg. Și asta, pe ultima ta poziță, suntem în fața turnului Eiffel, înainte de plecarea în țară. Uite, și asta e tanti Gena, cu băiețelul ei, care s-a născut odată cu tine. Ei, dar unde te călătorești? Carentieri, la cafenea. Mai bine te-ai duce la club, să-ți faci relații, să te bagi. Să te înfigi. Florico, apleacă-te și dă-mi popa de spatiu de jos. Uite-l colo cu barba spre domnul. Beaucoup merci. Pentru asta ai sunat-o? Da, că de-aia e slujnică să mă servească. Bonjour. Ei, bună dimineața, lui grand-mama. Încă ai coadă. Oh.
Luați loc să nu cădeți jos. Am aflat unde e Gela. Îți interzic să vorbești de ipocrita aia care a îndrăznit să facă copii fără știrea noastră. Cine ar fi crezut că tocmai schioapa familiei să fie mai iute de picior ca toți? E jenant pentru ea, Mițitica, să audă vorbindu-se despre copii din flori. Și unde e Gena, maică? Unde e? La Târgoviște. Acolo s-a stabilit. La doi fași de noi. Ca să ne sfideze, ce crezi? Ca să putem auzi mai bine cum e o răcăie bastardul. Glu, 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 glu. Glu, glu, glu. Glu, glu. Ce faci, măi, Albuș, măi? Nu era mai bine când eram săraci în curticica noastră? Sigur că era mai bine, că era și Gena cu noi. Salut, cavaleria română! Ce, băi? Ai venit cu globa la țuică? Ai vrea? Globa de la Viena? Cel mai celebru armăsar din istoria Austro-Ungariei. Ne-am prost pe pur sânge. Ce să-i faci? După sondajele mele discrete, dar adânci, pot să vă confirm, scumpă doamnă, că chestiunea despre care am discutat merge pe drumul cel bun. Să dea Dumnezeu! Dar, pentru că există și un mic dar... Mă rog, și de cât trebuie să fie darul? Ca să putem obține pentru nenea Spirache un loc pe lista candidaților noștri la cameră, va trebui să faceți partidului nostru o donație prealabilă de 300.000 de lei plus 50.000 de lei cheltuieli de propagandă. 350.000 de lei? Politica, scumpă doamnă, are legile ei fixe ca și ale gravității universale. Ca să fructifici, trebuie să depui. Numărați. Vai de mine, scumpă doamnă. Dacă i-ați numărat dumneavoastră, se poate. Vă rog să fiți sigură că numai convingerea că fac bine partidului, județului și țării mă fac să susțin cu atâta căldură cauza soțului dumneavoastră. Păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem milă și iertare de păcate și de greșalele noastre. Domnul să cerem cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Mamă, n-ai văzut unde am pus ce caut?
Nu mai vorbi. A ieșit popa cu sfintele daruri, nu vezi? Să, mamă, de ce nu te duci dumneata la biserică dacă vrei să asculti slujba? Asta e, să mă înghiți cu toate mitocancele. Dacă ai ști tu de ce dau. De ce dai? Dau să văd dacă să alegi spirache de cutare. Și popa de treflă ăsta e nerge. Cade cu dar de bani. Iar vine după dar de bani, să știi. Ce să-i faci? Astea sunt sfintele daruri în politică. Numai să-l văd eu pe Spirache deputat și ne scoatem noi pagul. Oprește, dragă, slujba, că e păcat să stăm de vorbă în biserică. Și dacă îl pune candidat și nu se alege? Imposibil. Păi ce votează alegătorii? Votează guvernul și guvernul ia 4 locuri sigur. Dacă nu ieși mie în cărți? N-au făcut toate partidele politice la un loc de când există. Da, dar e moale. E, și ce dacă e moale? Ce elasticul nu-i moale? Totuși să știi să-l întinzi ca să-l transformi în praștie. Să nu uităm că David cu un moft de praștie l-a răpus pe uriașul Goliat, ajungând împăratul romanilor în locul lui. Ori concluzia, iată, 200 de mii de lei plus 25 de mii de lei cheltuieli de propagandă. Păi de ce nu spui așa de la început, nene? Cine e pe noi cu împărați romani? Are omul călcătură politică? Are. Gata, s-a făcut. S-a făcut, s-a făcut, s-a făcut. Spirache e candidat. Ura! Zecele meu de cupă, săracu. Bucurie la zi mare. Trăiesc cea mai fericită zi din viața mea. Mai fericită chiar decât ziua când a murit cumnatul tău. Să ne trăiască, să ne trăiască și să-l vedem ministru. Tata trebuie să fie în al doulea cer. Uită-l! Ura! Ura! Să bem șampanie! Spirache! Spirache, vină! Dar ce-ai, dragă, nu te simți bine? Ce-i cu tine? Ce ți s-a întâmplat? O nenorocire. M-au pus Mișei candidat al patrulea pe listă. Te pomenești că vrei să te pui întâiul? Nu, mamă, soacră. Nu vreau nici întâiul, nici al patrulea. Nu vreau deloc. Asta e. Ia, isprăvește cu fasoanele astea, te rog. Nu primesc candidatura. Nu primesc, ați înțeles? Până acum am făcut tot ce ați vrut voi. V-am lăsat să vă îndepliniți într-un an tot ce ați visat într-o viață de sărăcie. Așa am socotit eu că e drept. Mi-am cumpărat pălării tari ca să vă fac gustul. Mi-am dat demisia din slujbă. Ca să scap de gura voastră, am intrat în politică. Am luat 10 flacoane de urodonal, fără să am nimic la rinichi. Dar acum nu mai merge. Gata! Să vă intre bine în cap! Nu primesc candidatura! Nu primesc și pace! Nu primesc! Ba, o să primești. Cine mă poate obliga? Eu! Tu? Ea! Mama! Noi! Noi! Voi, voi toți contra mea, iarăși, mereu. Bine, dacă e așa, știu ce-mi rămâne de făcut. Să nu cumva să te sinucid, că te omor! Nu mă sinucid, mamă, soacră, fii pe pace. Mă duc la club să spun că primesc candidatura. Coniță, vă caută domnul ăsta după tavă și a spus că așteaptă jos. Emilian Procopiu, advocat. Bine. Bonjour, domnule Procopiu. Ah. Ce surpriză! Nu te-am mai văzut de când trăia bietul cu mnată-miu. Da, Spirachea nu e acasă? Nu. Îmi pare rău.
aveam să-i fac o comunicare foarte importantă, de natură juridică. Poți să mi-o faci mie? Ori el, ori eu, tot una. Mă rog, de acord. Poftim, te rog, ia loc. Mulțumesc. Știți că anul trecut, în lipsă de alți moștenitori legali și neexistând niciun fel de testament, Spirache a rămas legalmente moștenitorul întregii averi a defunctului. Da, și? E, și astăzi, pardon de expresie, există un testament. Domne, în favoarea cui? În favoarea primului nepot care se va naște după moartea sa. Cum? Adică în favoarea copilului fiicelui Spirache, Gena. Domiciliată alimente la Târgoviște, strada Elia de Rădulescu 14. Dar cum? De unde a mai ieșit și testamentul ăsta? L-am găsit în niște hârtii pe care defunctul mi le-a lăsat în păstrare, în calitate de avocat al lui. Domnule Procopiu, cât mă costă să te faci că nu l-ai găsit? Mă jigniți, madame Necșulescu. Te jignesc cu cât vrei, numai să distrugi testamentul. Justiția trebuie să-și facă datorie. Și eu nu i-o șperz, madame. Da, de ce să nu iei? Toată lumea ia. Și justiția, și guvernul, și vodă. De ce să calci legile sfinte ale țării, tocmai dumneata care ești om de lege? Cerem cât vrei, la dispoziție cu oricât. Nu, este inutil să insistați, doamnă. Totuși, având în vedere prietenia mea de o viață întreagă cu Spirache, voi căuta o soluție. Ce faci acolo, Coarnavale? Duceați-te de pișine, nu vezi? Atunci ne-am înțeles. Mai am în colună predarea testamentului la tribunal și... Răsperți, madame. Îți mulțumesc, domnule Procopiu, și încă o dată te rog, niciun cuvânt lui Spirache. La bună vedere. Nici de pe lumea ailaltă nu ne lași în pace. Inima pe scriță. Rechin ai fost, rechinii te-au mâncat, bestie. Oh, simt că nebunesc! Lăsați-mă pe mine, coană mare. Nu! Plăcerea mea cea mai mare este să-l schimb eu. Mi s-au obudit ochelarii până am terminat-o. Doico, să nu uiți să-i spui coniții Gena că eu i-am schimbat copii. A, și că eu i-am făcut bonețica. Nu, coană mare, nu. Urât e. Leit măsa. Cine s-a găsit să ne moștenească noua avere? 50 și atâtea de milionași. E, draga mea, nimic nu e mai al dracului pe lumea asta decât norocul altuia. Auzi, îi cântă marșul unui Nensutache. Vrem lăsa jacheta aici. Dar ce ai genunchi să, mamă, nu te simți bine? Să-ți facă mama repede un ceai bun fierbinte cu rom. Mulțumesc, mamă, nu. Tocmai l-admiram adineauri. E frumos scris. Sunt atât de fericită că-l iubiți. Și de ce să nu-l iubim? Nu este al nostru, al tuturor? Și tot ce avem noi azi nu e și al lui. Și tot ce o să aibă el mâine nu o să fie și al nostru. El n-are mititelul decât drăgălășenie. Scârț! Thank you.
subscrisă Gen Anexulescu. Consimțiți să dați de suflet pe fiul dumneavoastră Platon, în vârstă de 4 luni, surorii dumneavoastră Sara Misegetuza Anexulescu? Da. Domnișoară Sara Misegetuza Anexulescu, consimțiți liber și nesilite de nimeni să înfiați pe nepotul dumneavoastră Platon Anexulescu? Da. Semnați, vă rog. De când am semnat, simt așa un gol în inimă. O neliniște. Trebuia să mă hotărăsc să fac asta pentru tine. Să-ți redau libertatea. Și apoi nici eu nu mai puteam suporta. E îngrozitor pentru o mamă să trăiască departe de copilul ei. Și cum secretul nostru trebuia să rămână și pe mai departe tot secret, singura soluție a fost asta. Să-mi adopt propriul meu copil. Urcă. Nu, mersi, vreau să merg un pic pe jos. Cum vrei. Pa! Să rămână adutul ei, Gena. Dinule, ce surpriză! Nu credeam că ai să te hotărăști să vii. De ce? Nu ne-am înțeles așa la plecarea dumneata? Oricât, m-am gândit că până la urmă o să eziți. Ai atâtea amintiri aici. Atâția oameni pe care știai că o să-i revezi. Eu am venit să te văd numai pe dumneata. Se poate închide. Orice viață se poate reface. Sunt chiar vorbele dumneitale. La dumneata e cu totul altceva. De ce? Amândoi am iubit, amândoi am suferit la fel. Făgătuiește-mi că dacă o să te măriți... Eu? Eu nu o să mă mări niciodată, din mine. Cine și-ar lega viața de o ființă și infirmă și cum vrei? Spune cine? Eu ce? Tu? Da. Eu. Chiar de aceea am venit aici, să te rog să fii soția mea. Dinule, te-ai gândit bine? Sunt așa cum sunt și am avut un copil. Păi și va fi al meu ca și al tău. Dacă ai ști. Norocire familiară. S-a murit cineva? Da, o gâscă. Mi-a asasinat-o adineauri domnișorul de cebal cu becicleta. Dar mai rar așa gâscă. Ce să spui, grasă, frumoasă, deșteaptă și cu ou. De ce nu le ții închise în curte? Păi în curte le țiu păcatele mele, dar ele și omoară. Dă-i 100 de lei, Traiane. 100 de lei o gâscă? Dar ce-i pe un? Oana mare, dar... Dă-i 95 de lei.
Poftim, domnule Gigo. Să rămână. Domnule Chivu! Da. Domnule Chivu! Da. Domnule Chivu, ai grijă să ne dai și nouă votul. S-ar putea să candideze și bărbatul meu la cameră. Am auzit eu cât e geaba pe întârzi, cât de transpiră. Numai că votul e o leacă mai scumpă ca griștele. Lasă că ne înțelegem noi. Mamă, dar Luisa, bicicleta! Uite și Uliu! Ce n-a mă, ciudat, ce ești nebun? Nu, la 10 trebuia să dea, la gâște, să te saturi de gâște. Mamă mare! E din fața mea, criminalule! Sergio! Trăiți, domnule deputat, cu întreaga familie și tot coprinsul. Nu sunt eu, domnul deputat. Ce mă dizușiți, cu cine o să votați? Ce să mai știm, bre, că noi să fiu al dracu. Votăm cu ochii închiși. Na. Păi, acum blăsutile pe jumătate? Nu. Dar după ce o să votați cum trebuie, vă dau și garanția. E cu schepsis, Fane. Ai noștri partid istoric, le are. Uite și câte trei cărți de alegători de fiecare. Votați la trei secții diferite. Crucea. Și nu uitați, sunteți morți. Știu, știu. Și am ieșit din mormânt numai acum, interes de serviciu. Așa, vezi? Hai, ieșiți afară să vină următorii noi. Să trăiți! Vorba aia, Fane. Trăirăm să ne vedem și morți. De deputat. La urmă, la urmă, când s-o da rezultatul, drăguță. Atunci să vă fac o cântare nouă. Hai, nene Spirache, hai mai repede. E 8 trecute și a început votarea. Și bătaia. Lasă-o încolo de bătaie, că de ea are grijă guvern. Hai, nene Spirache. Mână!
Bănjoară! Da? Vă caută un ofițer și vrea să vorbească imediat cu dumneavoastră. Un ofițer? Și cum e? Udrat, rău și cu ochelar numai la un ochi. Gigi! Crătește-l tu! Na, plătește-te și singur. Liza? Eu sunt. Văd. Parcă ați fi la paradă, domnule locotenent. Pardon. M-a făcut capitan. Da? Și ce doriți? Am fost mutat îndărât în garnizoană. La cererea mea. Și ce mă privește pe mine? Cum ce te privește? Am venit pentru a repara o greșeală. Am venit să mă însor cu tine. Fără să mă întrebați dacă mai vreau? Știi cât te-am iubit. Și dacă n-ai vrut să-mi scrii nimic de tine, erai obligată cel puțin să-mi scrii de copil. De copilul nostru. De copilul meu. Ce vă mai putea interesa copilul de vreme ce ați plecat înainte de a se naște? Cum să nu mă intereseze? Tu știi ce înseamnă să fie cineva tată? Nu. Știu, în schimb, ce înseamnă să fie cineva mamă. Noroc că s-au găsit alții mai cu inimă decât tine să-mi scrie ce face copilul. Care alții? Nenea Spirache. Ce? Dacă am văzut că tu nu-mi răspunzi la scrisori, i-am scris lui. I-am mărturisit tot. Vă să zic că tata a știut că eu am un copil. Păi cum ai fi vrut să nu știi? Taci, taci, tu nu știi nimic. Cu cine seamănă băiatul? Acesta este omul. De la cap la picioare, modestie. De la picioare la cap, filantropie. În totul, omenie. Câmpul ungean s-a dea, fiul legitim al bulevardului Pardon și al grădinii Mersi. Spirache Necșulescu trebuie să intre în Parlament ca să susțină interesele Câmpulungului, unde s-a născut. M-am născut la Pitești. Și oriunde s-ar fi născut, e știut că omul sfințește locul și că nu locul, ci candidatul. Trăiască candidatul nostru, domnul Spiridon Necșulescu. Trăiască Partidul Național Liberal. Urea! O fi stat târziu azi noapte. Dragul tati. Da, da. Eu sunt. Să vezi ce deștept e? Se vede după cum doarme. Știi, i-am adus niște chestii. Dă-i-le tu, că pe mine nu mă cunoaște și mie să nu mă refuze. Du-te, Miza! Doarme! Vă cheamă repede în grădină că a venit domnul Procopiu. Te las un pic cu băiatul, să discutați mai intim. Dă-i-le dumneata. Ah, bonjour, domnule Procopiu, bine ai venit. Merci. Tocmai spuneam, doamnelor, că deși termenul stabilit pentru predarea testamentului expiră mâine, am venit nițel mai devreme. Ori azi, ori mâine, tot un drac. Pentru noi, legea e lege. Eh, ce să facem dacă așa a vrut Dumnezeu? Ce Dumnezeu? Procopsitul de cumnată tu a vrut, că el a făcut testamentul. Dați-mi voi. În timpul de când nu ne-am văzut, am făcut și eu cercetările mine discrete. Și astăzi pot să afirm cu toată certitudinea că testamentul care se află în posesia mea este o mistificare, un act fals și prin consecință nul. Și atunci? Și atunci averea rămâne mai departe moștenitorului legal, adică... Nouă! Pardon, moștenitorul legal e numai Spirache. O fi e legal acolo la dumneata la tribunal, dar aici legale suntem noi. Hai, taci cu tăticul și nu mai plânge în front.
Pe ulița armenească trece așa trățițenească. Ciocănește, bocănește, ciocănește, bocănește. Lai, 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 lai. Ha! Îmi vine să joc, îmi vine să joc. Ce ziceți de norocul care a dat peste noi? Zecele meu de cupă, săracu. Dar de bani cu bucurie în casă. Coana mare, Doica trebuie să dea copilului să sucă. Și ce poftești? Ați spus că vreți să fiți și dumneavoastră de față. Ia slăbește-mă, te rog. Auzi o brăznicie. E nu zău că s-a obrăznișit într-un hal spurcăciunea asta de copil? Auzi să mă cheme să-l văd cum suge. Și Conița Gena vă roagă să-mi dați să-i duc cafeaua în odaia dumneai, că nu se simte prea bine. Dar ce sunt eu, eunuc, să-i duc cafeaua la nas? Ei, nu, că asta îl întrece pe fisul cu subtul. Lasă, că-i aranjez eu pe amândoi. N-ai să aranjezi pe nimeni. Ce zici? Până adineauri, când aveți nevoie de Gena și de copil, nu știați cum să vă gudurați mai bine pe lângă ei. Și acum, fiindcă averea nu mai e a lor, începeți iar persecuțiile. Să nu-mi dai tu mie lecții. N-am nicio obligație față de Gena, nu e copilul meu. Și cu atât mai mult n-am obligație față de bastardul cu care mi-a venit în brațe. Bastardul cu care ți-a venit în brațe e copilul meu. Auzi? Copilul meu. Nu ea a născut copilul la Paris. Nu ea, eu. Și acum poftim. Mai dai afară din casă pe amândoi. Nu vrea Coana mare. Plânge după dumneata. Mânca la maica mare de pui mic. Să nu te sperii dacă ai să găsești lângă leagăn un ofițer. E logodnicul meu și tatăl copilului. Ei, nu, că astea-s misterele Parisului. Votați pe tata! Votați pe tata! Votați pe marele și la proști roagere celescu! Votați pe ce ură! Nu se poate, nene Spirache. Trebuie să ieși din ata cuvântul. Am fost în 5 locuri până acum și n-ai scos o vorbă. Nu-i politic. O să cadă alegătorii că-i sfidezi. Votați pe tata! Trăiască spiritul mecenescă, candidatul nostru, care sacrifică chiar și familia! Pentru binele cetățenii și al țării! Ura! 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 Vrei să fie consolidată România și să înceapă sănătoșirea morală? Vrei să înceteze risipa banului public și să scăpați de biruri? Vrei stârpirea hoților și trimiterea lor la pușcărie? Votați Partidul Liberal! Iubiți mușeleni, astăzi se decide soarta românismului. Mergeți cu toții cot la cot și votați lista Partidului Național Liberal. Votați cu toții crucea care vă dă pământ. Scumpul nostru prieten și candidat domnul Spiridon Necșulescu are cuvântul. Ura! Ura! Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Și aceste două cuvinte sunt: vă rog să nu mă votați! Vă rog să nu mă votați! Să nu mă votați, zice, fiindcă eu nu merit să intru în Parlament.
Eu sunt un om cinstit și știu că nu o să fac nimic pentru voi. De ce să vă mint și să înșel buna voastră credință? Și mă rog pe domnul ăsta, dă-i și dă-i și dă-i, de credeam că nebunesc. El, ce să vă spui, cred că a nebunit de-a binele. Să-i cele meu de pică supărare la zimare. Și ăia, fruntași, alegătorii, ce au zis? Nu știu că n-am mai putut să stau. Cred că l-au luat la bătaie. Ah, bine, mi-ar părea să-l văd cu capul umflat. N-am mai pupă el de putății. Ce-ai făcut, nemernicule? Ce-ai făcut? Ce ne-ai făcut? Ce să fac? Ce-am făcut, Gustu, și-am ținut un discurs. Și nu așa, fii de cui, la peste două pogoane de alegători. Mă mir că nu s-au tăvălit pe jos de râs. De ce să se tăvălească? Fiindcă le-am vorbit sincer, cinstit, omenește. Nu pentru asta, pentru că ai fost ridicol. Pentru că ai făcut ceea ce nimeni, niciun candidat de pe lume, n-a îndrăznit să facă până acum. Adică să spună adevărul, să le ceară să nu fie votat. Fii pe pace că nici n-o să te voteze, te-ai șters pe vot de deputăție. Asta și vreau. Ticălosule, ne-ai distrus toate planurile, toate speranțele, toate visurile. Da. Dar am și eu visurile mele, planurile mele, speranțele mele. Păcat că nu se potrivesc cu ale voastre. Am fi fost atât de fericiți. Familia și liniștea în casă sunt cele mai bune lucruri pe care le are omul pe pământ. Dacă v-am supărat ca să-mi ajung scopul, să mă iertați. Tu, că te-am făcut să suferi pentru o vină care nu era a ta. Și tu, fiindcă ți-am dat emoții cu testamentul. Cum? Știi și de testament? Păi eu l-am falsificat. Grandios debut politic, atâta finețe, atâta tact. Știam că ești un om de mare valoare, dar mărturisesc, nu știam că ești un geniu politic în stare latentă. Care cere alegătorilor să nu-l voteze. Tocmai aici, scumpă doamnă, a fost marea arta oratorului. Cerând alegătorilor să nu-l voteze, spunându-le că nu merită să fie deputat, le-a captat încrederea. Iată un om sincer, și-au spus, și-au pornit la vot în delir. Auziți-i! A venit poporul să-și aclame ales. Hai, nene, Spirache, ieși în balcon să te vadă în mulțime. Nu se poate, țara așteaptă afară. Nu, ia mâna de pe mine. Ieșiți voi, că pe voi v-a ales. Poftiți. Dacia, Mizo, copii, haideți că ne cheamă țara. Auzi cum ne strigă. Așa, mai că bine că l-ai adus. Să-l audă poporul cum îl latră. Poftiți. Trăiască Spirache Nicșulescu, deputatul dreptății! Trăiască partidul! Trăiască guvernul! Cu talentul oratoric pe care îl ai, mergi sigur pe banca ministerială. Ascultă-mă pe mine, care sunt geambași de miniștri. Uite ce drăguță! Îți fac o făgăduială solemnă. În ziua când o ajunge și ministru, mă spânzur cu cureaua de la pantalon de cuiul lămpii de la prezidenția Consiliului de Miniștri. De teatre ne arde nouă. Noi ne ducem la Parlament că am fost aleși să apărăm interesele țării. Cum? Dumneavoastră? E, nu chiar noi. Dumnealui? Că e reprezentantul poporului mușcelean.
Ediție specială, scandalul de la cameră, căderea guvernului, iminentă arestare. Ediție specială, scandalul de la cameră. Bă, puiule, dă-mi și mie o specială. Și uite 100 de lei pe ea, că-mi faci. Specială, scandalul de la cameră,